Sute de cernăvodeni și-au depus dosare pentru a beneficia de subvențiile pentru lemne. De ajutorul de lemne beneficiază 443, au beneficiat pe luna ianuarie 443 de persoane. Care este suma totală a ajutoarelor? Totala ajutoarelor fiind de 16.193 de lei pe luna ianuarie. Această sumă este repartizată fiecărei persoane în funcție de venitul fiecărei persoane. În ce perioadă se va desfășura? Până când se acordă subvențiile? S-a acordat pe o perioadă de o săptămână, adică 5-8 martie 2013. Iar ajutoarele de lemne s-au luat pe luna ianuarie. Bătrâni nevoiași, familii sărace și numeroase au stat la coadă dis de dimineață și au așteptat ore bune până să intre în posesia banilor. Nu cred că aștept. Nu ne aștept prietena și când merg la servici. Cât de mult vă ajută acest ajutor? Păi cu 540, cu 54 de lei, nu văd ce lemne am putea lua. Dacă îi dădea toți grămadă, erau 2.700.000, ne mai descurcau unde două căruțe, dar așa... Ce să mă ajute? Nu iau nici un sfert de metru cub de lemne. 120.000. Sunt prea puțin totuși. Sunt prea puțin. Puțin. Ce să ne ajute? Că nu ne ajunge nici pentru lapte la copil, dar să ne mai cumpărăm lemne. Suma maximă lunară pentru acest tip de încălzire este de 58 de lei pentru beneficiarii de ajutoare sociale și între 16 și 54 de lei pentru cei care realizează venituri. Pentru a acoperi numărul mare de cereri, procesul de acordare a subvențiilor pentru lemne se va desfășura pe tot parcursul acestei săptămâni.